Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmine Dâlcu sunt și vreau să te invit să urmărești acest episod de podcast în care o am invitată pe Irina Margareta Nistor. Am nevoie de toalele tale, de cizme și de motocicleta ta. Dânsa este critic de film și dacă ești mai mic, mai copil și nu știi exact ce făcea dumnea ei în perioada comunistă, ai uitat să spui te rog. O să vezi exact acum la începutul podcastului o bucățică dintr-un film pe care l-a dublat chiar dumnea ei. E vorba despre Terminator 2. Nu se poate să plece așa cu motocicleta omului. Hai, coboară frumușel imediat. Am vorbit despre foarte multe lucruri, am vorbit de filme, bineînțeles, am vorbit de cinemauri, am vorbit de pasiunile dumneai, de fapt de pasiune, pentru că e o pasiune mare asta cu cinemauri, așa, și a fost o discuție pe care am concretizat-o eu la final ca fiind o gură de aer pentru mine și sper că așa va fi și pentru tine, așa că te rog frumos să te uiți până la capăt, pentru că sunt absolut convins că o să-ți placă. Vreau să le mulțumesc frumos și sponsorilor noștri, Food Panda, pentru că au rămas lângă noi și în sezonul 2. Nu avem deocamdată un cod pentru dumneavoastră, știu că ați scris în comentarii că v-ați dori, deocamdată nu ne-au dat, o să dăm niște telefoane și o să vedem ce putem să rezolvăm. Și aș vrea să le urăm bun venit partenerilor noștri de la zidoshop.ro. Oamenii ăștia s-au alăturat podcastului nostru, ne-au ajutat cu echipament și vor fi alături de noi pe tot sezonul 2 de MCN Podcast și sperăm noi că și în sezonul 3 sau cât ne-o mai ține Dumnezeu să face. Și apropo de oameni care susțin podcastul ăsta, aș vrea să le mulțumesc din suflet oamenilor care au dat join și au devenit membri canalului, că sunt L, că sunt XL, că sunt XXL, vă mulțumesc din suflet. O să vă vedeți numele la finalul podcastului acolo, v-am pus la loc de cinste. Și dacă vrei și tu și nu ai încă opțiunea aia de join, n-ai văzut-o sau ai vrea să dai join și să devii membru, poți să o faci, pentru că există anumite câștiguri așa pentru tine. Adică poți să vezi în loc de luni, să vezi vineri podcastul, poți să participi activ la podcastul ăsta și anume să-mi lași niște întrebări, pentru că vei afla cine va fi invitatul și poți să-mi lași niște întrebări, pentru că la final eu o să am o secțiune de Q&A specială pentru membri, așa, și poate selectez întrebarea și tot felul de chestii. O să facem și mărci, o să mai dăm niște cadouri, giveaway-uri, cum se spune în ziua de azi, cum zic tinerii. O să vezi special-uri mai devreme, o să vezi bucăți de stand-up care sunt doar pentru membri, deci o să fie bine. Dacă vrei să te alături, dacă vrei să susții canalul, dă join acolo și devină și tu membru. Mulțumim! Nimic mai grozav decât să faci și să primești cadouri. De fapt, nici nu știu, cred că de fapt să faci e și mai grozav. Da, te mulțumești, așa e. Da, îmi place și să primești. Recunosc, asta e. Nu recunosc cinstit. Nu, dar mă gândeam la asta cu hainele, că la haine... La haine e foarte greu. Da. Eu am un prieten care face cadouri, are obsesie cu tricourile, pe care le ștanțează cu ceva. Da, pune... așa, perfect. Da, da. Asta e nasol, știi, asta e... că nu prea poți să le dai mai departe, știi? Că altfel mai e o șansă, dacă, mă, nu e ok, ok, las că avem destui prieteni, avem cui să le dă. Dar dacă scrie pe el, două de astea am pus la școala americană, scrie Irina Nistor, pe nu poți să-l dau la nimeni, îți dai seama. Ba da, de ce? Da, sigur. Adică dar vă faceți, n-am ce să fac, îmi asta pare rău. Orice dumneavoastră, vă rog frumos să calculați, orice dumneavoastră e 50 de euro, ca să știu, pot să fac tocolul pământului în 80 de zile, că tot se turnează acum la Castelfilm, să știu. Deci în loc de swear jar să fie dumneavoastră jar. Exact. Da, mai aveți și swear jar. Sigur, ăla este by default. Nu. Ce no, tu nu înjuri. Nu, okay. Nu, acum. Acum nu. Acum nu. Și azi nu. Știi că la aia zice, azi nu fumăm. Nu, no, okay. Ok. Pot să vă dau... Ia să-mi dai. În primul ce rând. Wow. Mie mi-a plăcut și culoarea. Corect. Cum îți spuneam, este culoarea, că asta a trimis pe cineva, ce? Punga aia, turcoaz.
Vax. Deci nu e turcoaz? Ba da, poate, ba da. Nu, nu, dar totul e să înțeleagă și partea adversă pe care ai trimis-o după. Păi și-a dat seama, a zis, a, turcoaz, mă. Pentru că oricum nu era altă pungă acolo, care astea erau sticle, că era într-un frigider, să ne înțelegem. Așa, nu, dar eu apreciez. E o culoare foarte frumoasă și de asta spuneam că e, de fapt, culoare, în primul rând e culoarea de la Tiffany. Și e și culoarea Persiei, deci sunt foarte frumoase. Asta, ai nimerit-o, știu. Cu Persia nu știam, habar n-am. Dar aia de la Tiffany o știai? Nu, nici asta. Păi, asta este, ce să faci? Ia să vedem, ce ne-a dat aici? Wow! Ardeiuți! Da, da, da. Vezi? Nu pot să nu mă entuziasmez, că îmi plac în orice ardeiuți. Și de sunt românești, asta e iarăși frumos. Dar să știi că asta chiar e frumos, pentru că eu... A, și uite, un fel de gogoșariuți mici, no, băi, asta chiar n-am văzut. De, ca să ardeiuți, Caroline... Caroline Reaper, da. Bă, asta cu Reaper mai înșet, așa, da? Jack the Reaper, mă rog, o să scrie un pic altfel, dar nu vei. Și stafide! Băi, eu cred că a citit toate articolele foarte bine, tot ce am dat eu interior, așa, pentru că e primul lucru pe care l-am furat în viața mea și pe care am luat prima cafteală. Stafide? Stafide, da. Serios? Stafide. Da, pentru că mama le pusese deoparte pentru Crăciun, nu se găseau. I-am văzut unde Ikea, pac, pac, m-am dus și am sperat că nu observă că și-a zis, nu era ideea atâta, ideea că am luat cheia, că am practicat furtul și drept care alunul din curte, știu, acum vor exista aia care o să spună, dar nu trebuie bătut copilul, crede-mă că a avut un oarecare efect. Nu iau de aluni o chestie, știi, că nu rupe muși, nu, ustura, asta este tot și oricum e mult mai puțin agresivă decât cureaua sau mai știu ce Dumnezeu. Sau țeava de aspirator. Exact, nu? Asta era așa și era, cum să spun, era cu dublă utilizare, pentru că atunci când eram copil o foloseam în formă de spadă, îmi făcusem un arc cu săgeți din ea, adică tot felul de chestii așa din... din cei doi aluni puși în ziua în care m-am născut, care între timp îți dai seama, o 63 de ani și jumătate și anul s-au făcut foarte multe alune, nu-mi dau seama foarte bine de ce, probabil că unde n-a mai fost poluare, așa, dar sunt greu de spart, e adevărat. Și cred că și eu sunt greu de spart, cam asta este ideea. Deci ați găsit, da? Paralela, da, dintre alune? Mai din toate, din toate așa. Și că e și oricum e copacul meu, dar nu de asta. Bunica mi l-a pus că știe el că trăiește 100 de ani, ca să vă exasperez pe voi, dar... 100 de ani? Așa zicea el acum, nu știu, să vedem. Deocamdată până acum merge și, se repet, face foarte mult. Anul ăsta e, sunt coșuri întregi cu alune. Păi ar trebui să fie ca nucul, nu? Că și nucul, da, e... Da, da, da. Rezistă o grămadă de timp. Uh-huh. Ăla cred că rezistă chiar mai mult. Da. Să vă povestesc un pic de ăștia. Ia, povestește. Deci nu sunt ca chilii ăștia pe care îi aveți în geantă, nu? Așa. Nu, așa. Ăștia, Carolina Reaper, au între 1 milion, dar îmi plouă în gură când zic asta, că avem această pasiune comună pentru iute. Exact. Așa. 1.600.000 grade Scoville, între, de fapt, 1.600.000 și 2.200.000. Așa. Un chili... Așa. Vă zic imediat. E cu cifre. Ți-am zis, eu am făcut literele, așa că nu... Chili, așa, grade, Scoville. Aoleu, și chili are grade, mă, asta e grav, nu știu. O să... Nu, ăla e habanierul. Mamă, câte feluri. Deci nici măcar nu are grade Scoville. Adică nu l-au luat la secu, să înțeleg. Bun. Okay. Serios, deci chili nici măcar nu are... Bun. Bun, deci, ăștia nu sunt, da, ăștia nu sunt, nu sunt normali. Foarte bine, dar de ce tu ai impresia că noi suntem normali? Știu, așa, da, nu. Doar să nu vă aruncați. Ok, o să încerc să nu mă arunc. În schimb, ăștia... Ăștia, da, așa. Aici, am și galbe și toate culorile. Da, da, da. Deci aveți un... La mov. Da, chocolate ghost pepper, cred că e ăsta. Și chocolate și ghost și pepper mi se pare o combinație ideală. Pe ăsta, să știți că l-am încercat, e iute, dar nu foarte te rupe, da, adică e ok. E galben așa, e mai gelos. Ăsta e cel mai mild de aici, e cel mai, da, așa, liniștit, da, așa. E pe culoare, e ca la cafea, cu cât e mai închis la, da, culoare, cu atât e mai bună, da. Da. Mm-hmm. Cred. Da, deci, da, ăsta Ghost Reaper e rău. E rău, da. Da. Okay. Ghost, pardon, nu chili. Nu, e în sfârșit așa. Așa. Oricum, câte vreme. Nu e chiar Jack the Ripper, dar oricum. Ce faci, mine? E înapoi? Dă-mi coace. Nu, nu. Deținem o pungă. Ia, dă-mi coace. Avem punga aia, Tiffany. Păi e pe jos aici. Pac. Zbanc, zbanc. Când ați auzit că a fost, așa o rumoare când s-a instaurat veganismul la noi în țară. Gripi?
Da? Și ați avut așa o chestie genul, păi bă, când străbunicul meu era vegetarian, voi nu știați ce e aia. Absolut, absolut, așa e, da. Păi nu, există dintotdeauna, dar nu văd la ce folosește mod special, dar asta pentru mine era uluitor la el, că era vegetarian, dar mergea la vânătoare, știi, adică nu știu cum. Că atunci, bun, e vegetarian, că e milă de animăluțe, de nu știu ce, ori aș zice că e chiar dimpotrivă de... Dar mă rog, noi în familie așa suntem, contrariile se atrag așa. Că în egală măsură îmi plac astea foarte iuți, dar îmi plac și cele foarte dulci, de exemplu. A, v-am mai adus ceva, dar e și gine. Asta un cadavru. Dar super mișto decorat. Mine, asta îmi place, dacă e... E tot culoarea asta, Tiffany. Mai asta este. Am avut mare grijă, are mai fund. Asta este, da. Audrey Hepburn e cu noi. Așa. De obicei, adică din ce am înțeles eu, vânătorii, de fapt, asta iubesc foarte mult animalele. Adică, da. Nu, dar serios. Pe perete, da. Sunt și aia care vor trofee, dar da? De obicei vânătorii care fac asta pentru hrană, vânează animalele pentru hrană strict, mm-hmm, și nu vor să-și împopoțuneze casa și să demonstreze ce vânători sunt ei. Și să împăieze un... Și să împăieze un urs. Da, eventual, sau da, un sau jder. Orice altceva, da, așa. De fapt, și că iubesc animalele. Și... Mă rog, de iubit, acum să ne înțelegem. El, de exemplu, și-a adorat câinii. Mm-hmm. Întotdeauna avea câinii cei mai scumpi, cei mai frumoși. Toate pozele lui sunt cu un câine la picioare, un câine de vânătoare, din cele de vânătoare, mai, adică nu dăștea cum iau eu din parc, pe care lumea îi chinuiește și iau la mine, nu, deci nu. Deci întotdeauna ținea să aibă câini de adevărat, așa. Setter, chestie. Înseamnă că era și o pasiune, da, pentru da. Vână. Păi, de exemplu, știi ce am o chestie? Am, de exemplu, un album de la 1900 cu toate rasele de câini de vânătoare, fiecare pentru ce, și dar nu pot să spun cât de frumos e albumul ăla, cu desene practic, care sunt la limită între pictură și desen, și cu foaie, știi, ca la albume de altă dată, cu o foiță fină peste fotografia propriu-zisă, desenul propriu-zis, și la sfârșit sunt arme de vânătoare. Wow. Da. Da, deci, mă rog, era pasiune, asta e. Da. Și cum, deci ce mânca mai exact? Habar n-am ce mânca, știu sigur că era fără, clar, fără carne, asta știu sigur, dar nu ne-a explicat. Dar lapte, ouă, de-astea, brânză? Nu știu, nu l-am apucat, păi el chiar nu l-am apucat, deci nu știu să spun, sigur nu mânca, nu l-am apucat. Nu. Povestea bunica mea că era disperată, că de câte ori venea trebuia să gătească și să invite foarte multă lume, dar să știi că a rămas ceva în casa, casa noastră e foarte primitoare și intri așa într-un fel de altă dimensiune, probabil că succedându-se atâția musafiri, la un moment dat e ceva așa care plutește în aer. Da, exact. Da, așa e. Mă rog, bine că a rămas casa și n-a apucat să o dărâme nenicu, da. Ca să o lămurim, da. Am văzut, era, nu știu dacă știți, era vis-a-vis de un ATC, la un moment dat o... Dar nu era casă boierească, era ceva, un han. Mm-hmm. Nu știu dacă știți, ceva armenesc, așa, o construcție armenească. Așa. Și au dărâmat-o, dar acum. A, deci recent. Nu, da, asta mi se pare mult mai grav, știi? Și că era la un moment dat un tur de oraș care se făcea acum vreo 2-3 ani, tocmai cu case de-astea celebre, inclusiv casa lui HD, între altele, și... unde nimeni nu se mai preocupa de niciun fel de casele astea, care erau case boierești frumoase și care în mod normal ar trebui să fie monumente istorice și tocmai, dar numai că știi, dacă e monument istoric, e cu două tăișuri, în sensul că tu nu ai voie în principiu să-i faci nimic, dar nici nu intră nimeni cu bani să o îmbunătățească pentru că costă prea mult. Știu. Și atunci e așa ceva la limită, știi? Dar ar trebui să fie asta, ceva, o cale de mijloc, ceva de bun simț, de bă, nu intrăm cu termopane, dar recondiționăm. E aia, ar fi că e păcat așa, că da. Da, la casa lui HDO vă referiți la castel? Castelul ăla e la Câmpina și acolo, de bine de rău, fiind muzeu, au putut să investească, știi? Mm-hmm. Și acolo chiar e păstrat bine și mă bucur că se și duce lumea acolo suficient de mult. Dar, nu, de aia nu era, acum am dat seama, nu era al lui HDO, era al fostului ministru al învățământului.
Și este undeva foarte aproape de restaurantul la chinezesc primul de pe la noi de aici, deci pe lângă Ana Ipătescu pe acolo. Și e foarte frumoasă și nu se întâmplă absolut nimica. Mm-hmm. Da. Și e păcat, dar erau foarte multe, se făcea un tur de oraș complet. Îl făcea Eugen Istodor, îl făcea și am mers și eu odată cu ei și la un moment dat ne-am trezit într-un loc unde deja se construia ceva nou și muncitorii au aruncat cu niște pietre după noi, adică că s-au prins că, cred că aveam noi o pancartă ceva, că vrem Bucureștiul refăcut sau o chestie de-asta, da, știi? Cu cât timp asta? 5-6 ani, să nu-ți imaginezi că era cu 100 de ani, da. Eu singurul tur de atunci am văzut asta cu autobuzul. Da. Stau străini, nu, asta era pe jos. Așa. Nu, asta era pe jos, așa cum mai există și turul ăla al de oraș, ăla cu Jobenu. Știi, cu bastonul prin București, care pornește, al lui Eduard, care pornește de la Ateneu și merge practic până spre fostul tribunal. Habar nu aveam. Da. Asta e de câțiva ani bun. Și, dar e pe jos. Am făcut și eu odată așa, în mod excepțional. Eu nu-s cu mersul pe jos, nu-mi plac treptele, nu-mi place să merg jos, dar așa, în mod excepțional, odată, hai, treacă de la mine, am făcut acest efort. Dar era frumos și era tot așa cu foarte multe povești. Și conta că, de fapt, lumea știe foarte puțin despre orașul ăsta. Uh-huh. În schimb, cu mare ușurință îl denigrează, fără să știe niște detalii cu adevărat frumoase. Spiru Hareț era casa lui Spiru Hareț, iartă-mă, așa, nu al lui HDO. Vezi, era tot cu H, am înțeles. Asta e. Eu când eram la... trebuia să dau la facultate la un ATC. Mhm. Și Ioan Andrei Ionescu, mm-hmm, actor la Național, care m-a și pregătit. Mm-hmm. Care l-a jucat pe Brâncuș la un moment dat. L-a jucat altele, și pe Brâncuș, între da. Între altele, mm-hmm, da. Ca să mă liniștesc înainte de examen, m-a dus la casa lui Tudor Arghezi. Ah, ce minunat e! Ce bine că ai zis de ea, da, care este amărțișorul și e foarte aproape, culmea este de un mall acum și oarecum vis-a-vis de celebra Delta Bucureștiului, după care s-a făcut un film și care se cheamă Acasă și, mă rog, se pare că are toate șansele la documentar să ajungă până la Oscarul anul ăsta. Dacă, bineînțeles, cineva o să și investească, că nu e suficient să fie filmul foarte bun, trebuie să-i faci o presă bună. Dar știi, am fost și eu relativ de curând, imediat după nenorocirea de la Colectiv am ajuns acolo și pentru că mergeam cu o prietenă care tocmai trebuia să aibă grijă să și toate clădirile astea să nu mai ia foc vreuna dintre ele și ea s-a ocupat cu chestia asta și m-a luat și pe mine. Uh-huh. Și mi-am adus aminte, între altele, că așa teoretic știam, dar nu văzusem, că acolo știi că este și, e și mormântul lui și mormântul lui Zdreanță, da? Mormântul cățelului lui. Și asta mi s-a părut foarte frumos, apropo de Alain Delon, care Alain Delon, săracul, tot spune, eu vreau să fiu îngropat în curtea casei mele cu câinii mei. Și francezii nu i-au dat voie și tot încerc să ajungă până la el vestea că, uite, există un precedent creat, știi cum e de obicei în drept, că trebuie să există un precedent creat, pentru că, uite, la noi era creat de mult precedentul ăsta. Mi se pare o afecțiune de asta extraordinară, cum de altfel și la noi în grădină sunt toate animalele casei, pisici, căței de-a lungul timpului și câteva prieteni care stau în blocuri și întotdeauna am zis nu o să-i trăiești o viață sau o viață de animăluți cu el și nu o să-l arunci la primul coș și mi se pare foarte, foarte important și chestia asta, că e tot o chestie foarte delicată și care spune foarte mult, inclusiv despre Arghezi, care avea, sigur, păcatele lui, dar avea și foarte multe calități, cam asta. Da, legătura asta... Da. Și părinții mei au pierdut pisica cu vreo 2 ani și au mormântat-o la țară. Mm, da, păi și da. Acum și unul dintre căței mei e mai în vârstă așa și vă dați seama, acum mai vine gândul ăla așa de după colț, care e foarte antipatic. Știu că și am un pisoi de 20 de ani și jumătate, așa că ăsta este arit. Păi e mai mare decât băiatul ăsta. A, păi normal că e mai mare decât băiatul ăsta și încă nici nu e încă major conform britanicilor, unde? Da, corect. Da, la 21 de ani, așa că asta e. Da, și în state la fel. Da, așa e, mă, cel puțin la moștenire acum, știi cum e că era proprietarea asta de la Nisa, că ai văzut că a fost o furtună cumplită la Nisa cu de curând, da, de obicei ăla e drumul spre Cannes, și proprietarea asta de la hotelul Negresco și-a lăsat totul animăluțelor ei. Mm. Da.
Asta nu pot să o înțeleg până la capăt. Oricum e riscant, pentru că ea nemai fiind, știi cum e, depinde pe mâna cui pică, ce avocat păi sunt, și asta, ce da. Mai mult așa scrie. Și la unul dintre creatorii de modă tot așa a fost... Da, știu. La Lagerfeld. Lagerfeld, da. La Lagerfeld, da, tot așa, da. Cu Motanul, parcă, da, nu? Da, cred că Motan. Da, oricum, da. Mi se pare că, adică dacă ajungi până acolo, în primul rând e trist, dacă ajungi până acolo și zici, bă, cui să las eu tot ce am strâns până acum? Lumiții. Lumiții și lui Rocco. Exact, da. E trist. Da, și... da, e foarte, cum să spun, e foarte cinematografic și poate e bun de scris în ziare, dar în viața reală lucrurile stau cu totul altfel, știi, asta e. E complicată situația. Știu că și eu, adică m-am gândit de câteva ori, bă, ce n-aș fi dat și un Miții. Am o prietenă foarte bună, Dana Socu, și ea a scos și acum câțiva ani cartea care se numea Iubire, în care fiecare dintre noi am scris câte o poveste despre animăluțele noastre și toate cărțile care s-au vândut, s-a făcut un adăpost la Planeta Hamham acolo. Știu la Planeta Hamham. Exact. Și are o poveste, ea spune foarte frumos că în viața asta ea a fost stăpâna pisoiului ei și în viața următoare pisoiul ei va fi stăpânul și ea va fi pisica. Mi se pare cea mai frumoasă poveste pe care am auzit-o vreodată, cel puțin deocamdată. Mamă, ce mișto, da, vreau să fac cății mei de mine. Îți dai seama, de-abia te așteaptă, zice, stai așa. Deci, de câte ori ai uitat să-mi pui apa, să-mi schimbi așa, nu? Asta nu. Uite, doar că fac mișto de ei. Aha, bine, zice, lasă să vezi când o facem noi mișto de tine, suntem și mai mulți. Asta mi-e pentru că știi cum e, că în viața noastră sunt mai multe animăluțe decât așa, deci grijă mare, o să fie o haită. Da. Când ați auzit prima oară la cinema, Pupo, bă! Pupo, bă! Da, am auzit-o, lângă noi este, lângă noi un cinema, era un cinema cu un fel de semibordel, se chema Cinema Munca și inițial, de fapt, chiar se chema Ateneu Vergu, pentru că lângă casa noastră, eu stau foarte aproape de un ATC-ul tău de altfel, lângă noi era bariera Vergului, deci se termina orașul inițial, era o barieră care așa și era acest cinema, cum spuneam, Ateneu Vergu, Ateneu probabil că m-a urmărit tot timpul, Ateneu de la Iași, de unde tu m-am venit, Ateneu Român, unde am petrecut cele mai frumoase concerte superbe până în 89, când nu era voie, mai ales să cânte anumite lucruri, că lumea nu-și imaginează că erau interzise chiar și bucăți muzicale. E, și acolo mergeam din când în când cu ai mei, în general nu mergeam acolo, mergeam la sala Palatului, dar din când în când când mai pierdeam câte un film sau venea, știu eu, era scos din circuit, se aducea acolo la... Și era un cinematograf, mi-aduc aminte, uneori mai visez noaptea, erau coborâte niște trepte așa ca să ajungi în sala de cinema și acolo era așa, era pupă, mă, și pensionarii fața la perete atunci când se pupau. Atunci când se apupau, de-a vezi, știi, mi se pare, știi cum stau, că acum primul lucru, orice mamă, n-am înțeles de ce, sau tată, în sfârșit, cum e un copil ăsta mai mic, îi pune mâna la ochi dacă e vreo scenă mai decoltată și chiar ne-am distrat acum un an la Gomera, eram la Timișoara și era... nevasta lui Housewater cu băiețelul Housewater, Ada Lupu, care e directoarea de la teatru din Timișoara, cu fisul care avea 10-11 ani. N-am. Și bineînțeles, scena fierbinte între Ea și Vlad Ivanov și ea îi spune lui fisul să închidă ochii, ăsta e închis, și la un moment dat maică să îi spune să nu-i deschizi încă, și la care el zice: las, mamă, că aud și eu. Deci credeți-mă că... Da, deci, vezi, este un actor născut venind într-o familie de genul ăsta. Deci, nu, e oricum absurdă chestia cu hai să acoperim ochii, că oricum copilul știe mai bine decât foarte mulți dintre noi. Mie făcea taică, te uita. Nu te uita. Nu făcea așa. Nu te uita. Și-o făceam așa. Și stăteam așa. Stăteam până și el. Postuiți. Și pe aia mă uitam. Ai văzut? Asta și acasă se întâmplă, da, când ne uitam la Dallas. Da, chiar. La Dallas e surprinzător că acolo mare lucru nu rămânea. Că, după 89, da. După 89, că până în 89 rămânea nimic. Sărutul era 3 secunde, 1, 2, 3, pac, să tăia, indiferent ce ar fi fost. Scene sexy nu se pune problema. Că nu știu cum își imagina el, cum zic eu, că să coproduceau copiii, că oricum nu s-a întâmplat nimic nicăieri. Dar asta era cu pensionarii fața la perete, și mai era ăsta, ce e, băi, tactu geam,
giu, că să ți se așeza un prost în față, știi, până să se așeze. Sau cum le-aș striga și eu acum, dar vezi, la vocea mea nu mai pot să fac foarte multe lucruri, că le-aș zice din când în când, băi, tac tu geam giu, că se ridică toți când e generic. Ori eu vreau să văd până la ultimul generic. Și numai că se ridică, dar stau și pe loc, că dacă se aduce naibii stânga-dreapta, duceți-vă, n-aveți decât să ieșiți mai repede cu 5 minute, că nu știu la ce vă folosește, dar lăsați-mă să-mi văd eu. Nu se mai prinde nimeni în ziua de azi dacă îi spuneți tai e tactul geam giu? Bă, nu știu, mă gândesc că poate să gândesc, bă, ce-o fi vrut să zic asta? Asta da, după aia că pleacă și zice, bă, dar ce mi-o fi zis, bă, doamna Nistor? Da, o fi fost o înjurătură de pe vremea ei. Da, da. O fi că taică-mi e transparent? Da. Ca om? Da. Când mergeați la film înainte de 77, ai zis 77 pentru că a fost atunci cutremurul și eu un soi de, din ce am observat, oamenii aveam care aveam fix 20 de ani atunci, eram în anul 1 de facultate, da, anul 2 de facultate, pardon, da. Și oamenii care au prins cutremurul au ca un, nu știu cum să zic. Da, e, se împarte în două, acum o să împărțim în trei, știi? Că o să fie 77, 89 și COVID-ul, chiar în 4, aș zice. Puneți ca importanță așa COVID-ul pe lângă 89-78? Nu mi se pare la fel. Depinde cât va dura în primul rând. Dar cred că, știi, capacitatea noastră de a uita e mult mai mare decât ne imaginăm. Da. Pe de altă parte m-am amuzat că veneam ieri de la Iași cu Kevorkian și la un moment dat sună maică-sa, știi, și întreabă la un moment dat câți ani ai? Și eu zic 62. Păi zic, aulă, nu am 63, dar uite, anul ăsta mi-a ieșit din cap, pur și simplu. Deci am tăiat un an fără să, că nu mă grăbeam să zic că am cu un an mai puțin, că oricum e o prostie. Și oricum toată lumea are impresia că ai mult mai mulți ani, pentru că făcând chestia asta până în 89, toată lumea are impresia că ești Matusalem greu de tot. Dar pe mine mă amuză asta, mă place foarte tare așa. Ieșeam de la coafură, am suit într-un taxi și îmi zice unul ca de obicei că îmi seamănă vocea cu a lui Irina Nistu și nu zic sunt eu și la să întoarce aici. Nu, că e bătrână. Adică mi s-a venit maxim. Deci cât a complimentul? Deci eu eram cu el în taxi, știi? Și a fost, da, de ce? N-ați avut un moment de dublarea, așa? De dublarea mea a fost... De dublarea a fost perfectă, știi? Da, așa că nu, le cunoaștem pe astea. Auzi, toate. Da, tăi că tu-i geam giu. Da, tu-i geam giu. Da, sau a mâncat sticlă, mai avem și varianta asta. Sau a mâncat sticlă. A mâncat sticlă, abia aia, cred că ar fi... A mâncat sticlă, adică du-te, naibii de acolo să văd și eu ecranul ăsta. Ar fi considera că chiar e înjurătura de pe vremea comuniștii. Da, absolut, da. Că poate sticlă mai să găsea, nu știu. Exact, da. Că altceva ce să mai mănânci cu vreo. Deci când mergeați la film înainte de 77, am eu curiozitatea asta. Da, te rog. Câți oameni erau pe lângă dumneavoastră și cum erau oamenii aia? Nu știu la ce te referi. Câți oameni erau unde? Nu, câți oameni mergeau la film în mulți. Perioada respectivă? Da. Mergeau, că asta știu că în perioada aia, comparativ cu depinde, după 89... Nu, deci în primul rând că mergea foarte multă lume la cinema, mergea multă lume și la filmele românești, mult mai multă lume, evident, decât mergea acum, nici se pune problema. La un moment dat, lumea n-a mai avut la ce să meargă la cinema, asta a fost problema. În 77... După 89? Nu, până în 89, din 85, pentru că din 85 încolo, ei n-au mai putut să... n-au mai cumpărat filme. Și atunci veneau cel mult din fostele țări socialiste și evident nu filmele interzise sau așa, adică nu-ți imaginez că erau din Polonia sau da. Erau de-astea cu fabrici, cu uzine, cu agricultură, cu nu știu, deci lumea nu mai mergea mod special la... Nu era nimic artistic. Exact, exact. În perioada în care mergea multă lume erau anii 60... până în 70. Atunci se mergea, filmele veneau destul de repede față de premierele americane. Apropo de Mic dejun la Tiffany, că tocmai am vorbit, veneau la 2 ani, 3 ani maximorum. Paripile vântului a venit târziu pentru că era foarte costisitor și deși era în 39, discuțiile sunt dacă a venit în 71 sau 70, dar oricum foarte târziu față de 39. Dar pentru că era scump. Au fost niște cozi îngrozitoare, se vindea la un bilet în plus. Exista chestia asta cu la un bilet în plus, adică un bilet cu suprapreț. Wow. Da, știi că se spune că inclusiv Becali făcea chestia asta și că așa și-ar fi început. Nu știu dacă este o legendă urbană sau nu, dar se pare, da. Dar mi s-ar fi părut frumos așa să fi început în felul ăsta. Să fie așa poetic, de da, fapt, da, nu cu oi, să fie cu film. Și, mă rog, acum, na.
Și cu Oițe să știi că sunt niște filme absolut adorabile de-a lungul tipului, deci nu, trebuie să minimalizăm. Și, da, deci lumea mergea la cinema, la teatru se găseau foarte greu biletele. Erau, se luau în școli, pe la birouri, adică colegii de serviciu, nu știu ce, era foarte complicat, plus că era și chestia cu întorsul acasă, cu ce te întorceai acasă, da. Autobuzele veneau greu, era complicat. Eu am pierdut ani mulți de teatru la care n-am ajuns. Noi n-am avut mașină și n-am ajuns, dar la cinema se mergea, la Sala Palatului se umplea, de exemplu. Era Sala Palatului înainte să o refacă, deci erau 3000 de locuri și era full. Deci bunica mi-o avea o pilă la tantea de la casierie și ducea flori, chestii, cadouri, vorba ta, cu punga, ca să găsească bilete. Și mai ales avem 5 bilete și tot timpul în sectorul A sau B, care erau cele din față, și să fie locurile foarte bune, știi? Păi și atunci, în perioada aia, la Sala Palatului se vizionau filme? Da. Se juca și teatru? Nu. Nu. Și doar ședințe de partid. Se juca Neanicu teatru ședințe acolo, da? Ședințele de partid, da. Deci astea două chestii. Astea două chestii, da, nu existau, și nu existau concerte sau mai știu ce, adică nici măcar de populară, că știi că în perioada aia populară era înfloritoare. Dar nu, erau doar filme și nici chiar și astea cu, erau mai mult congresele lui, care nu erau tot timpul, adică seama, cred că erau anual sau la doi, habar n-am, nu știu. Eu am trăit într-o lume paralelă, recunosc, și în continuare trăiesc în niște lumi de astea paralele, deci să nu mă întreb foarte multe lucruri foarte egale, că nu le știu. Asta voiam să vă întreb, că iarăși îmi închipui, în momentul în care vă uitați la filmele alea, probabil că intrați atât de mult în lumea respectivă, da, încât o excludeam pe cealaltă, aproape excludeam, adică ea exista doar prin lipsuri, știi? Până faptul că se ducea ori bunica mea, ori taică-mi de la 5 dimineața să cumpere nu știu ce Dumnezeu, sau să stea la coadă la butelii, sau să dea, să facă tata frumos pe la vânzătoare să-i mai dea un pachet de unt, sau mai știu eu ce, știu că și-au făcut ei la un moment dat nunta de argint în 1980. Și mama a făcut un meniu de ăsta foarte complicat și tata tot trebuia să aducă aia, elaltă, toate să fie gătite foarte elegant. Și la un moment dat i-a zis, am impresia că o să-ți faci nunta de argint singură, pentru că dacă mă mai duc la multe cozi din astea, nu cred că mai apuc să o fac, știi? Deci era doar așa, îmi dădeam seama, dar în rest eram în lumea mea. În primul rând că am început cu Cinemateca, iarăși e un lucru important, câtă lume mergea la Cinemateca. Deci cine reușea să-și facă un abonament la Cinemateca, și trebuie să înțelegi că era, de exemplu, multă vreme a fost chiar la Sala Union, știi, care e vis-a-vis de Sala Palatului, o sală foarte mică. Și trebuie să înțelegi că era câte o coadă care mergea de acolo și se termina tocmai la blocurile cele, pe unde sunt stațiile de taxi. Știi, când ieși de la concert și nu găsești niciun taxi? Exact. nu pe Câmpineanu, în sus. Strada paralelă cu Câmpineanu. Spre Sala Palatului. Până la Adam. Până la Adam. Nu știu. Deci, nu mai știi. Nu mai știi magazinul Adam și Eva, da, bine, asta e. Ești trojen, ca să zic așa. Asta e. Deci până, mă rog, o să arăta de unde era magazinul Adam, e fix vis-a-vis de Sala Palatului, intrarea la Sala Palatului pe față. Deci era pe 3, 4, 5 rânduri, stăteai ore întregi la cozile alea. Asta ca să înțelegi cât de pasionați erau totuși oamenii să vadă altceva, pentru că la Cinemateca erau filmele, din nou, mare parte, fie interzise, fie semi-interzise, de-aia erau, și ele erau dublate, dar în cabină, adică în direct erai acolo chiar, pentru că nu aveau nici bani să le subtitreze, pentru că era ștanțarea aia care costa foarte mult, adică practic se punea subtitrarea pe copia propriu-zisă, mare parte din copii erau copii al negru. Pe rolă? Da. Da. Pe o copie din care se făceau copii. Mare parte din ele erau alb-negru, pentru că, de fapt, apucau să ruleze odată la... Stai că mi-a explodat creierul. Da. Deci eu niciodată nu mi-am imaginat și nu m-am gândit, ca să vă dea seama ce bătut în cap sunt, cum apărea titrajul. Da. Se numea ștanțare. Da, se numea ștanțare. Și la filmele mute? La filmele mute era așa... Era carton. La filmele mute era carton. Și mare parte din ele veneau gata traduse din America. Dar ce era interesant este că lăsau, de cele mai multe ori, lăsau și partea în engleză și dedesubt în română.
Sau mai târziu, când a început filmul Vorbitor, veneau gata traduse din America, drept care erau destul de bizar traduse, încă nu aveau sistemul de ștanțare în România, pentru că le traduceau români plecați de ceva vreme din România și care nu mai știau. Știi cum e, că cu cât pleci mai des, cunoști. Exemplu, fotbaliștilor sau celor care așa, care pleacă, exact, știi? Și atunci era, într-un fel, și-au reîncercat treaba asta imediat după Revoluție, tot așa, să fie traduse direct la Londra sau direct la, știi, când au venit distribuitorii în România, sau să se trimită din România subtitrarea și să o pună ei direct în America. Mă rog, până la urmă lucrurile au evoluat cu atâta repeziciune că n-a mai fost nevoie, adică nu s-a mai ștanțat, nu s-a mai ștampilat cum ar fi pe film chestia asta. Ah, dar cred că era o muncă... Era un negativ pe care se făcea chestia asta. Era foarte complicat, oricum era foarte complicat și după aia se făceau copii, da. Bun. Deci lumea mergea la film. Da. Înainte de 85, da? Deci 85 da, anul... Da, până în 85. În 85 au rămas doar 2 ore de televiziune, în care era exclusiv Neanicu, așa, și mă rog, cât mai intra câte ceva... Îți dai seama că în 2 ore mare un film întreg nu-ți poate intra, hai de lume. Și a fost momentul în care a apărut video, era evident că ceva trebuie să apară, pentru că i s-a dat voie să apară, să ne înțelegem. Să ne înțelegem foarte bine, adică să nu ne imaginăm nici că am făcut dizidență, nici că nimic. Ci doar atâta că nu habar n-aveam că se întâmplă același lucru în toate celelalte țări și foste socialiste. Deci e clar că era cu voie de la Moscova. Cum ziceam noi, cu voie de la poliție? Nu. Era chiar cu voie de la KGB. Pentru că exista și în Rusia, exista în absolut toate celelalte țări, dar noi am aflat mult mai târziu. Și atunci sigur că aveai o senzație de teamă, în primul rând, și în al doilea rând aveau teamă și aia care vedeau pe un blocuri, de care eu habar n-aveam că ea văd după aia în blocuri. Eu mă duceam la nenică ăsta care avea toate casetele. La domnul Zamfir. El avea, că culmea, stătea, mereu spun chestia asta, că mi se pare o legătură frumoasă, că el stătea în fosta casă a lui Finteșteanu, deci tot un actor. Uh-huh. Asta mi s-a părut interesant. Și văduva lui a vândut casa lui Zamfir, întâmplător. Și deci el aducea filmele alea, eu le traduceam, dar habar n-aveam că după aia el le răspundește, că el este în toată țara, că mă știe toată lumea. Cât ca voce. Cât timp habar n-aveți? Păi cam până la Revoluție n-am avut habar. Serios? Că funcționează așa. Nu, chiar n-am avut. La un moment dat a venit un prieten de la Piatra Neamț, care m-a rugat să ajungă la Zamfir și el a zis, știi că eu vreau să cumpăr niște casete, că noi le după aia le dăm, dar nu mi-a zis că se adună lumea în blocuri. Asta nu mi-a zis-o nici el. Iar eu prima dată chestia asta am făcut-o, am descoperit-o într-o emisiune al dragului nostru Andrei Gheorghe, care a vrut să-mi recreeze toată atmosfera. Cum mâncau ăștia semințe, cum se întâmpla și unde chiar mi-a adus un film să traduc în direct, să vedem cum e. Cred că țin minte, da. Și pentru mine a fost foarte impresionant, că realmente eu stau într-o casă, deci nu stau într-un bloc, pe lângă mine nu prea sunt blocuri. Aia care s-or fi dus să le vadă, fie erau prieteni de-ai noștri care știau limbi străine, deci nu se duceau la de-astea traduse de mine. Deci nu știu să spun exact de ce n-a ajuns sau de teamă n-a ajuns sau și-au imaginat că eu oricum știu, nu știu, abanam. Și repet, eu trăiam în lumea mea, eu vreau să văd cât mai multe filme și să vedem cât reușesc. Nu m-am gândit că chiar o să scăpăm, adică asta a fost așa, era doar ideea, exact cum e Cinemateca, am mai găsit noi ceva ca să umplem timpul și mai ales să nu treacă viața pe lângă noi chiar de tot, așa, adică să mai prindem un pic de mânecă. Credeți că domnul Zamfir era mână-mână cu comuniștii? Nu. Nu cred. Nu, pentru că este un personaj foarte atipic, extrem de atipic, dar comuniștii categoric că știau de el și că l-au găsit, că este foarte bun, era un foarte bun manager, ceea ce se cheamă. Deci el a avut ideea, de exemplu, să împrăștie filmele astea în țară cu tirurile. Că alea erau singurele care mai circulau, că restul știi că nu era benzină, nu era unde. Să circula o zi cu soț, o duminică cu soț, o duminică fără soț, deci cum le răspândește. Era un foarte bun om de afaceri, da. Păi nu, când m-am exprimat eu greșit, nu mână în mână, ci toate lucrurile astea le făcea... Erau știute, adică știute, nu era, da, era clar că era știut, era clar că era știut. Păi și de ce credeți că ăștia, că bun, înțeleg, vine de la Moscova, dar cred că era și un orgoliu din ăsta, mai ales în tiranul nostru și în tiranii de mai jos, că erau și mai importanți decât... În primul rând că trebuiau să facă ceva seriile.
În al doilea rând că era tot o modalitate de control. Pentru că tu, de exemplu, mi s-a explicat că, de exemplu, te duceai într-o casă să vezi filme. Da, în primul rând că plăteai bilet, acolo erau bănci, chestii, apare în Chuck Norris vs. Comunism, Ilinca a refăcut toată chestia asta. A făcut reconstituire pe perioada asta. Și, da, chestia era următoarea. Fiecare se gândea, bă, care mă turna că am fost să văd un film aseară. La asta mă gândesc. Deci asta era o dată. Al doilea era un control destul de strict la ce se întâmpla acolo. În provincie mai ales, de exemplu, le tăiau curentul, venea milițianul la ușă, dădeau drumul la curent înapoi, caseta rămânea în aparat și începea să vadă la ce te uiți. Legal, sau mai bine zis ilegal, erau doar filmele porno, care evident nu erau traduse așa, Ana, și pe care așa, și pe care înțeleg, mi-a povestit cineva și m-a amuzat că pe toate scria film documentar. Adică asta mi se pare. Da, era un fel de film documentar, te păi, recunoaște. Gândiți-vă că e aceeași modalitate de băgare vista într-o carte. Exact. Cum? Și de a băga și pistolul și așa. Bun, da, chiar și într-o Biblie, da. Așa, și unde merge pistolul așa, dacă nu în Biblie? Exact, unde poate să meargă mai bine, exact. Și el începea și vedea, că îmi povestea cineva și mereu mă amuză chestia asta, pentru că asta măsoară exact nivelul, știi, că toată lumea zicea, băi, de aștia ce bine organizat sunt, precis, ne urmăresc pe toți, precis. Nu era așa, era doar teama. Că de-aia mie ciudă și acum, că nu, noi trebuie doar să ne păzim, dar nu să ne temem. Sunt două lucruri total diferite, știi? Pentru că ăsta, deci milițianul vine să uită, pac, să vine să uită, vede că nu-i nimic, ca pe final de obicei să băga muzică ca să completeze, că erau case de 3 ore sau de 4 ore, erau două filme și mai rămânea spațiu și așa. Bun, ăștia fericiți au zis, vezi că nu-i nimic, vedeți că n-a fost nimic, nu știu ce, și milițianul a zis, veți impresia că mă prostiți. Ia întoarceți-o și pe partea ailaltă. Deci el a ferm convins că o casetă video este precum o casetă audio, care are două părți. Hai pe B. Ia da, să vedem pe B ce e. Da, știi? Deci asta spune foarte mult de cât de nepregătiți erau, că în mod normal când trimiți un milițian în felul ăsta, îl și pregătești, îi spui, băi, tătica, hai să-ți arăt cum arată o casetă, exact, că unde te duci tu la aia și așa, hai să vedem și pe ea, l-a învățat doar cum să dă înainte și înapoi caseta, asta e maximorul, știi? De-aia îți spun că lucrurile erau mult mai puțin organizate decât credeam noi și cu asta și ceea ce mă sperie pe mine este că a rămas teama asta. Adică fiecare zice, da, ca acum, dar ce, nu, virusul ăsta e un aranjament al nu știu cine, e precis o chestie, adică exact, teoriile astea care ne omoară, la prima mână oameni cu, să spun, cu studii, cu cărți citite, scrise și așa, și care îmi trimit în când în când pe WhatsApp câte o chestie de îngheață și mai scriu și zic, sper că glumiți. Știi? Dar nu credeți că din teamă fac asta? Din teamă merg în zona asta de... E aceeași teamă. Da, vezi că a fost băgat deja, a încolțit teama aia, a încolțit în continuare. Știi, asta e, știu, mi-a căzut un... De la cască, cred. Nu, mi-a căzut un cercel, asta știi că mi-amintește de emisiunea lui Iosif Sava. Eram cu un șirac foarte mare de mărgele, de perle, știi? Și la un moment dat, în timpul ăsta, pac, se rupe ăla și încep să cadă, știi? Cum perlele cad, pac, 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 pac. Și Sava zice, Iosif Sava, vedeți, eu v-am spus că e în direct. Deci n-am să uit niciodată că mi s-a rupt. Deci așa cum știi. A căzut un cerțel că noi nu suntem cu în clipsul. Direct. Ei, asta acum este. Acum aș dau seama că nu suntem în direct. Dar exact. Ce drăguț, dar era drăguț dacă cădea așa fiecare perlă. Da, păi chiar așa au căzut, așa una câte una. Că știi că eu n-am fost suficient de abilă ca să strâng și cum să-l scot, că tocmai nu știam cum să fac, tocmai să nu mai cadă de acolo și așa. Pac, s-a dus, știi? Da, iată. Mersi, uite, vezi, asta este. Vezi, un domn adevărat îți dă și cercelul când cade pe jos. Exact. Când se întâmplau lucrurile astea și vedeați atâtea filme și le și dublați. Da. În primul rând, aveați senzația că... Aveți senzația vreo secundă de putere, nu știu cum să zic, că dețineți mai multe informații și că aveți acces la o cultură pe care mulți nu reușesc să o înțeleagă sau nici să o vadă, de fapt. Aveam senzația că mă bucur că pot împărtăși treaba asta.
Deci adică nicio secundă n-ați avut senzația de băi, ia uite ce am eu aici. Nu, deloc. Era oricum era prin translare aceea senzație pe care o aveam și la cinematecă. Știi, era chestia asta. Era ideea că mai află și alții ce se întâmplă acolo, dar nu că e puterea, că oricum nu era puterea mea de niciun fel. Nu era afacerea mea, nu erau videole mele, nu era filmul meu, nu era... Era doar vocea mea, știi? Și, și sentimentul ăla de libertate, că probabil... nu foarte știi mulți că, oameni... Să știi că nu era un sentiment de liber. Era ideea, bă, le-am făcut-o. Adică le-am mai tras o labă. Asta era. Tot timpul era ideea, băi, le-am mai tras o labă. Când mi-au reproșat ăștia că am zis comunist împuțit și am zis, păi, așa zicea, acum ce să faci? Da, știi, asta e. Dumne, dacă... Da, dacă așa zice, știi? Dar era surprinzător că eu care nu înjur dintr-o dată de la devenise comunist împuțit, știi, cam asta e, da. Nu, era senzația asta că am reușit să le mai... dragosmetie. Asta era ideea. Și... Era victoria mea. Adică în niciun caz nu m-am gândit niciodată de o chestie de putere. Nu era nicio putere. Nu. Și în momentul în care vedeați atâtea filme și vă și confundați cu anumite personaje, în timpul ăla aveați și filmul dumneavoastră? Cum, dacă exista, cum arăta? Că eu, de exemplu, având o perioadă, am fost extrasensibil. Și în momentul în care auzeam o piesă care mă bucura, mă transpunea într-o altă zonă. Categoric, care... păi asta te transpune, filmul întotdeauna te transpune, mi se neacă vocea dacă e ceva foarte sentimental sau e ceva care am trăit mea, cred că era un film, de exemplu, cu un personaj care moare pe munte și pentru că un băiatul gazdei noastre de la Bușten murise pe munte, știu că am bocit tot filmul ăla, deci se neca vocea, nu mă puteam opri că zanfir, nu mă lăsa să mă opresc. Nu mă puteam opri, nu puteam face nimic, nu, intri cu totul, da, sigur că intri cu totul acolo, dar asta nu, cum să spun, este fericirea ta că reușești să intri în lumea aia și de aia pe mine mă disperă filmele astea extrem de sinistre care circulă pe lângă noi în momentul de față, pentru că eu nu mă pot atașa de niciun personaj de acolo, doar le văd rece. Ori eu vreau să le văd de la distanță. Da, le văd de la distanță, știu, am înțeles, sunt efecte speciale, e câte o chestie relativ mai mult sau mai puțin umană. Stau și mă gândesc la Tenet că, de exemplu, a venit Brana să facă el pe nebunul să vorbească și cu accent rusesc, numai acolo, belgian, francofon din Hercule Poirot, știi? Dar nu funcționez pe ce s-a întâmplat acolo. Adică mie... Eu rezonez și cu filmele alea, adică sunt pentru voi. Da, în primul rând că sunt pentru bărbați și pentru oameni mai tineri, deci nu... Ați spus același lucru, exact, practic, adică, bărbații care sunt veșnici, copii. Da, adică, da, nu. Există un tip pe Instagram care face niște clipuri extraordinar de amuzante cu el care se crede Wolverine, dar are 30 ceva de ani. Și are momente din astea în care vine Gagic și zice, bă, lasă ghearele alea și spală vase. Ce cu ghearele astea? Că abia am luat ghearele astea. Și cam așa mi se pare că suntem cu toții când mergem la un Batman, la un Endgame, la un... Da, uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte tare acum, am văzut Made in Italy, care e cu Liam Neeson și cu băiatul lui și știm foarte bine că nevasta lui Liam Neeson, care e fata lui Vanessa Redgrave, de altfel a murit într-un accident de ski și povestea este tot așa cu un copil care rămâne fără mamă de foarte de mic, între timp devine un tânăr și așa și sunt multe povești care se unesc acolo și e foarte frumos și foarte uman și acolo am putut să funcționez foarte bine și a și venit exact în momentul în care Mandachi a ieșit cu 30 de ani și 15 minute, care este despre accidentele de mașină, că și aici au mutat acțiunea, adică nu, ea nu moare la schi, ci moare într-un accident de mașină, dar totul se întâmplă într-o Italie idilică și în Toscana și îți dorești să fii acolo și mă rog, îți face plăcere. Deci mi-e mult mai ușor să mă identific cu personajul de acolo, adică cu Liam Neeson, decât cu un superero sau supereroină, că vine și supereroina cu șica, înțeleg, da. Da, și revenim, filmul dumneavoastră, exista un film propriu care n-avea, sau era un cumul din mai multe filme? Era un cumul din mai multe filme, da. Era ideea că poate într-o... Bine, era ceva romantic, era ceva foarte romantic, era, nu, era, în primul rând, era fuga.
Adică cum o ștergem de aici? Mm-hmm. Un mariaj blanc cu ceva, naibii, să putem să fugim de aici. Deci un soi de Bridge of Spies, exact, cu romantismul. Exact. Care a fost chiar ultimul film bun pe care l-am văzut, Bridge of Spies. Da, ce bun era, extraordinar cu de bun. Cu domnul ăla, nu știu cum îl cheamă, e foarte șmecher actorul. Foarte bun actor. Da. Spuneți-mi, vă rog, un mister preferat, că ați și menționat, din Hercule Poirot. În Hercule Poirot, cred că Moarte pe Nil, dar varianta veche. Mă cam sperie acum varianta asta nouă. Dar care e varianta nouă? Varianta nouă n-a apărut încă, acum o să apară foarte curând. O face tot Kenneth Branagh, ce abia a făcut în Crima din Orient Express, ceea ce nu m-am omorât cu firea, așa, și mă tem că nici acum nu o să fie chiar ce trebuie, dar cealaltă era cu Bette Davis, pe care eu adoram și mi s-a părut întotdeauna extraordinară. Și m-am uitat repede să văd ce actriță o să joace, acum și-a schimbat numele personajelor, tocmai ca să nu... Că vor mai fi și alți obsedați ca mine, ca să vadă cine o joacă pe Bette Davis acum. Da. Dar știi cum e, în general nu e bine să faci remake-uri după filme din astea care au însemnat foarte mult. Poți să faci dacă vrei, după altceva, n-ai de... Uite, de exemplu, a fost un remake făcut acum un an după Papillon și l-a ieșit. Ala le-a ieșit. E surprinzător, dar m-am dus foarte speriată, ca să zic așa. Adică am zis, e aproape imposibil să le... Și le-a ieșit foarte bine, că se pot vedea ambele filme, există legături între unul și celălalt, adică nu se anulează între ele, dar e foarte rar, extrem de rar să întâmplă chestia asta. Da. Eu am fost total dezamăgit, dar n-are nicio legătură. Cu ce? De Ghostbusters, varianta feminină, feministă. Da, nu, erau prostie. Dar în general, asta cu să tragem prea mult... Inutil. Inutil total. Ce să faci după ce a venit Bill Murray și a... Da, nu, mi se pare și nu obții, deci încercând să faci chestia asta, nu obții, deși... decât și mai mult Me Too, știi, atât. Da. Și apoi aia și vai, cum, auzi ceva de rău de noi, de nu știu ce, știi? Exact, da. Deci, asta am spus tot timpul, că orice derapaj de genul ăsta duce la și mai mare misoginie de o parte și din partea elaltă la exagerări, și ăștia care suntem pe linia de mijloc nu mai avem loc, știi, cam asta e. Așa cum și toate celelalte mișcările astea din America acum, și că nu mai ai voie să spui nici măcar eschimola înghețată, dă încolo de treabă, păi de acel mănânc, păi eschimos, dă încolo. Adică deja e un lucru care depășește, dar o să le treacă, mă rog, acum au avut și foarte mult timp la dispoziție, știi că ai văzut că au apărut niște reguli noi pentru Oscaruri, trebuie să aibă de toate, trebuie să fie un fel de ghiveci, așa, știi, adică nu e... Să mulțumim pe toată lumea. Exact, adică nu e o salată de fructe, e un ghiveci. Da, știi? Aveți senzația că politic correctness-ul ăsta, dacă se instalează la noi în țară, poate ajunge la gravitatea comunismului, bineînțeles fiind... Da. Poate. Băi, e același lucru, e tot o formă de cenzură, dar la noi nu cred că să omoară nimeni chiar așa de tare, ca să spun drept. Spuneți dumneavoastră. Eu zic că da, nu, eu zic că nu. Și în general, repet, orice din asta duce în partea elaltă. Știi, și abia că tocmai lucrurile au început să fie cât de cât echilibrate și orice încercare de... Adică de a băga pe gât că cu tare trebuie să fie numai bun, niciodată gât, așa, știi? Nu poate să fie niciodată personaj negativ, întotdeauna... Asta nu duc nicăieri. Și chiar dacă nu e pe față, știi cum e? M-am uitat acum, când a fost toată nebunia asta, inclusiv că au atacat Tiffany-ul și toate locurile considerate de ei mult prea elegante și așa. M-am uitat special să văd în ce perioade a înflorit Ku Klux Klan. Numai în perioade de genul ăsta. Deci cum începe cineva și ridică prea tare, pac, apare contra, știi? Păi cam acum cu white supremacy. Exact, adică știm foarte bine și de fiecare dată a fost așa. Așa cum a fost și cu, pac, cu mișcarea legionară, când a apărut. Exact când așa. Deci de-aia eu zic că nimeni de nicio parte nu trebuie... Se ridică una pe alta. Sigur, se ridică una pe alta. Mă uitam la Chris Klan, nici n-am știut până acum, uitându-mă, că nu m-a preocupat atât de tare, mă rog, știam, din paripile, m-a enervat chestia cu paripile vânturii, absolut îngrozitor, cu ocazia
asta am constatat că sunt foarte mulți care n-au văzut Paripile Vântului. Deci a fost a blessing in disguise, ca să zic așa, tot rău spre bine că au pus mâna și l-au văzut acum, că dacă tot e fructul oprit, normal, da, că da, așa. Să ne uităm. Hai să ne uităm. A existat până și în Australia Ku Klux Klan. Deci tu îți poți imagina că vorba aia câți ori fi fost acolo, adică, da. Deci nu, cred că lucrurile astea trebuie luate așa cu foarte multă înțelepciune, pentru că altfel orice scăpare de sub control e foarte nocivă și se termină prost. Da, foarte prost, adică dramatic, da, nu prost. Păi deja începe să devină dramatic și acum că spuneți în sfârșit, într-adevăr mi se clarifică și mie chestia în cap, că într-adevăr de la pupatul bocancilor militanților negri și ăștilalți cu white supremacy care au ieșit cu armele. Păi vezi, asta exact, este, da, exact, adică da. Știi, sunt cuțitele care se ascund, alea se ascund doar ca să chemăm pisica acasă, dar pentru altceva nu, niciodată între ascuțite. Știi? Nu m-am gândit niciodată asta. Da. Știți că Richard Pryor zicea că el folosea destul de des the N-word în stand-up-urile lui. Până când a ajuns în Africa. Asta după ce, mi se pare că după ce și-a dat foc. Ok. Și mai vreți un espresso? Întotdeauna. Domnilor, domnilor, tot scurtul? Un George Clooney, da. De ce George Clooney? Păi ăla e cu Nespresso, da, e cred cu că filme. Ăla e lung. De... Cred că e long George Clooney. Ăla e scurt. Da? Bine. Nu e ăla? Zi mă. Eu zic să-i scoți capacul, că e mai simplu. Gata. Da, ok. Înseamnă nu știu eu. Ok, nu contează. Așa, și după ce și-a dat foc, a avut el epifanie că a fost în Africa. Mersi. Și folosea The N-word așa. Și când a folosit The N-word, a spus că pentru el a fost o eliberare. Mm-hmm. Și că și-a dat seama, și că era și un cârlig foarte bun și că lumea rezona mult mai bine cu ce avea el dispus pe scenă. Una e ce spui pe scenă și cum le spui și cum le așa. Adică orice cuvânt poate deveni îngrozitor în funcție de cum îl folosești. Asta e toată chestia. Și vreau să spun, apropo de filmul meu preferat, care știe toată lumea că e Casablanca, tipul care cântă la pian și care evident nu știe să cânte la pian. Așa. Dooley. El prima dată știi ce a făcut? A făcut un stand-up avant la lettre, ca să zic așa, înainte să apară stand-up-ul. Era un one-man show în care el, fiind de culoare, se vopsea alb. Știi? Deci există și chestia asta la alta, adică nu e doar într-o direcție, e în ambele direcții. Absolut, adică nu e nimic extraordinar. Sau exact cum e la noi, știi cum e, că sunt foarte mulți care zic, nu domne, să-mi zici rom, că altfel nu, sau să zici țigan, că eu nu vreau să-mi zici rom, știi. N-am cam asta. N-am întâlnit un om care să spună, te rog frumos, eu sunt rom. Un om n-am întâlnit. Știi cum e, mi-aduc aminte că a fost, chiar încă era deschis Cinema Studio și au venit unii la un medal la mine și mi-au zis că să nu mai zic, am întâlnit țigan fericiți și am întâlnit rom fericiți. Și am zis, un titlu de film celebru, nu pot să-i schimb. Acum, Paripile Vântului. Exact, știi, era, și sunt foarte mulți ani de atunci, așa, dar n-are nicio legătură una cu alta. Adică nu e o chestie de respect sau de lipsă de respect. Mie mi se pare mai bizar romul ăsta, care oricum e o chestie inventată și din care se fac 70.000 de bancuri posibile și imposibile. Politically correct. Absolut incorrecte, așa. Pe lângă faptul că sunt toate confuziile din lume, că sunt mai multe feluri, că, deci de ce? De ce să faci chestia asta? Când peste tot e absolut normal și nu, în asta constă respectul față. Absolut, și dacă lucrurile deraiază, sigur că ajungi la chestia asta și atunci nu mai poți să ai, să spun, de exemplu, am fost extraordinar de fericită când mi-a trimis Alina Șerban că a luat premiu acum cu The Gypsy Queen, unde am învățat și era extraordinar, cum zicea pe scenă, mi-a fost atât de greu să învăț și boxul și limba germană, știi? Am funcționat cu ea perfect. Înțelegi? Deci asta vreau să spun și are niște piese extraordinare pe care le-a pus la... Deci nu e în funcție de asta.
E în funcție de fiecare dintre noi. Absolut, da. De fiecare, și același lucru se întâmplă și în America. Absolut. Că de acolo a și pornit toată chestia cu povestea, cu de fapt ăla n-a vrut să intre în mașină. Adevărul e undeva foarte la mijloc. Cu și a fost, Floyd, da, Floyd. Și a fost, practic, a fost o scânteie. Înțelegi? Asta, o scânteie. Au mai fost niște scântei până atunci. Au fost și în partea elaltă niște scânteie, știi cum e, da? Dar dacă o scânteie o transformi într-un steag. Într-un steag, o transformi într-un foc de tabără, știi, atunci, în loc să, că știi cum e, atunci când sară o scânteie pe tine, ți-a ars, și dacă se poate eventual o, știu că mi s-a întâmplat odată, eram în Cehia și era un foc de tabără și mi se părea atât de poetic tot și aveam o bluză frumoasă, brodată, dădusem o avere pe bluza aia, mamă, și tot scânteie pe aia și s-a terminat bluza aia, am putut să o arunc la gunoi, îți dai seama. Și de aia spun, de la scânteia aia orice poți să arunci după aia la gunoi. Dar puteți să faceți o altă chestie, să purtați în continuare bluza și să vă comportați ca și cum s-a întâmplat acum două minute. Da. Dar dacă mergeți în același loc. Alte cercuri. În alte cercuri, nu, da, nu da, în da, același da, loc, asta, da, în locuri, cercuri, da, în alte da, locuri. Da, da. Deci, de trișerie. Absolut. Eu dar dacă vă place da, bluza, da, da, asta este, acum, e păcat. Da, e păcat, așa e. Pentru o scânteie. Exact. Dar asta vreau să spun, o scânteie poate să-ți distrugă tot. Absolut, știi? Da. Știi? Asta încercam să explic. Da. Richard Pryor spunea că asta, că a fost în Africa și că până atunci folosea cu nonșalanță de N-word și că devenise așa un soi de... protest. Nu era un, nu, da, nu era un statement. Da. Era pur și simplu o chestie care aparținea și familiei lui. Pentru că așa se vorbea în familie. Bunica fiind cum îi spuneam un lapsus, la bordel. Madamă. Era matroană, da, da, da. Așa, deci aveau un whorehouse acolo, așa. Și a fost în Africa și în Africa negrii se uitau la el și îi spuneau white man. Exact, cu aceeași, exact ce-ți spuneam, da. Că e la fel de, adică așa, un fel de smântânică. Bă, e smântânică. Da, da, da. Știi? Da. Deși el era nu chiar la fel de negru. Da, 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 da. Păi e pe nuanțe și la asta. Păi în cazul ăsta, dacă totuși cuvintele sunt... Pot ucide, dar pot fi și inofensive. Absolut. Dacă e vin și din... tonul cu care îl spun. Exact. Da. Ați spus la un moment dat de... vis-a-vis de dublajul anumitor filme care conțineau înjurături. Da. Și a spus că niciodată nu o să înjurați și nu o să iasă o înjurătură din gura dumneavoastră pentru că nu vreți să aveți vocea unui torționar. Exact. Pentru că, da, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră că eu știu povestea, da, dar trebuie să știe și ăștia mici. Da, dacă nu era o chestie, toată lumea așa imagina că e o chestie de cenzură, nu, comuniștii erau primii care înjurau și se înjura foarte tare în închisorile comuniste și am să-ți dau un exemplu recent, un film absolut senzațional și la care am ținut enorm anul trecut și care se cheamă Cardinalul și care este al lui Nicolae Mărgineanu și care este despre cardinalul Iuliu Hosu. L-am dat la Râșnov, la Festivalul de Film și Istorii, în piață. Deci, fiind în piață, lume... Public general. Trebuie care toate înjurăturile s-a pus heterodină. Multă lume nu mai știe ce e heterodină. E un țiuit, așa, pe toate înjurăturile. Pentru că fiind în piață, nu se puteau auzi toate ororile pe care le spuneau ăștia în închisorile comuniste, pentru că, de fapt, era tot o modalitate de a înjosi pe cei care ajungeau în închisorile comuniste. Și care, în general, marea majoritate erau intelectuali, erau preoți, erau, da. Și mă uitam și mai ales auzeam că parcă mă durea și mai tare heterodina aia. Că eu știam, mă rog, văzusem filmul și fără heterodina aia și era și mai intensă, și mai, adică era... era chiar ca o lovitură și am simțit-o așa în plex, exact cum au simțit-o toți ceilalți. Și lucrurile astea au existat până în, inclusiv la revolta din 87, deci cu 2 ani înainte de la Brașov, unde tot așa muncitorii de acolo spuneau ce ne putea să ne bată, să ne lase lați dacă ne puneau să ne înjurăm mamele, copiii sau ne înjurau sau așa, era cel mai rău lucru. Deci nu e doar în capul meu, ci pur și simplu... asta se întâmpla și am zis, vocea mea nu va fi niciodată o voce de torționar. Da, totuși,
Uneori să știi că îmi pare, da, nu, dar vreau să spun că uneori îmi pare rău că nu știu să înjur, că sunt momente în care zic, oricând vreți ce, dumneavoastră, zic un curs, nu? Așa intensiv, aici, da. Am și băieții ăștia. Da. Și adică sunt momente în care zic, ah, ce rău, îmi pare că nu știu și eu înjurată, că da, merită. N-ați văzut Miami Beach? Da. Ba da, am văzut, da. Păi, da, asta e. Da, am văzut. Vreți să vă dau pe WhatsApp cei de acolo? Nu vreau să dai pe WhatsApp, da. Da. Adică dacă vă uitați la două, trei filme. Da, știm. Se umple tolba. Da, e adevărat, dar nu... Vezi, tocmai asta era... Chestia era să poți să le faci mult mai variate și nu veșnic aceleași. Aici este marea... Creang a reușit chestia asta între altele, știi? Și dacă ne-am întoarce un pic acolo, am fi... Cu povestea parte, exact, dânsului. Exact, da, povestea dânsului. Sau dânsei, de fapt. Da, exact, dânsei, da. Pentru că noi... La început, dar de fapt o să vorbesc în numele meu. Eu la început, când mă apucasem de stand-up, bine, am jucat și în ziua al lui Nils, nu știu dacă știi spectacolul, de Ștefan Peca. Bun, în fin. Și... De-aia au dat premii irlandezi, zice, că n-au înțeles în jurătura. Da, glumesc, a luat pentru altă piesă. Da. Mă bucuram. Da. De eu n-am mai jucat la un moment dat. În fin. Asta. Și când eram la început la stand-up, încercam să... Da, foarte la început. Încercam să nu... Să edulcurezi. Da. După care m-a sedus. După care am realizat cât de important e să fie ceva echilibrat acolo și în momentul în care folosești un cuvânt să intre... Și încă mă biciuiesc pe tema asta și în ziua de azi, când mai scap așa niște chestii, de obicei știți când se întâmplă? Când e gluma la început. Mi-am dat seama că din nesiguranța aia, și n-am observat-o doar în cazul meu, din nesiguranța aia, tinzi să umpli cu ceva. Da. Cu ceva. Și ce e la prima la mână? Da, asta e, da. Da. Dar asta voiam să vă spun că s-ar putea, adică sunt aproape sigur de fapt, că ne-am îndepărtat atât de mult de vremurile alea totuși, încât... Dacă mai auziți. Da, și foarte sigură. Și joc sigură. Și eu într-un film. A, asta, da. Da, ai jucat în ăla în care mi-a plăcut foarte tare când vei zic. Cum era aia? Mi-a plăcut la nebunie. Da. După Ghinionistul a făcut filmul următor în care era cu Monica Bârlădean. Faci sau taci. Așa, exact. Faci sau taci. Așa. N-am făcut eu mare lucru. Aia era mortală. Deci aia cred că aș putea să mi-o pun pe telefon dacă aș fi în stare. Pentru că e atât de mișto. Când zici tu, când iei pe ăștia care erau în pădure și le zici n-ar trebui să... Nu știu, ai o chestie foarte mișto. Uite, trebuie să mă uit. Când îl bat pe Codin la final? Da. Când mă sună, când a născune vasul. Exact. Aia mi-a plăcut și mie momentul. Băi, ăla a fost momentul cel mai mișto din tot filmul. Ăla ți-am zis, mi l-aș pune pe telefon. Da. Ce drăguț, mulțumesc. Da. Așa, da, dacă tot vorbim despre asta, ce comedii preferați? Dacă mă lăsați, am o bănuială, Hotel ce? Budapesta, v-a plăcut foarte mult. Da, Grand Budapest Hotel, da. Și acum a făcut unul care n-a mai ieșit la Cannes. Și în principiu în Franța iese vinerea viitoare și sper realmente să iasă vineri, că dacă plec la Lyon, unde este festivalul Lumière, în sfârșit aș prinde și eu un Lumière acolo, ar trebui să iasă și este de peșa franceză se numește, tot că ești tot așa, cu toți actorii posibili și imposibili, dar e și pe parte de ziar, de peșă, de apropo de cuvinte de altă dată, știi? Cât de mult. Da, îmi place foarte mult Wes Anderson, da. Pentru că are foarte multe chestii, nu mă plictisesc nicio clipă și întotdeauna eu îmi iau notiție când văd filme și la el trebuie să am un caiet foarte gros, pentru că am atât de multe chestii pe care vreau să, mă rog, jumate nu mai înțeleg ce am scris, dar nu contează. Da, și da, pe imagine, să vină, da, este simetria extraordinar, aia mi se pare absolut senzațional. Da, e formidabil, absolut formidabil și îți face plăcere, așa, știi, și mergi dintr-una într-alta, așa foarte repede și foarte, da. Am observat că vă plac lucrurile astea
curate, da. Dar curate în adânc, așa, un cadru curat, da. O... Da, nu, da, de exemplu... Adică fără murdărie, da, știți da, că da. Așa da, da, se zice da, da, și, da, în, da. Și în actoria de teatru și în aia de film. Îmi plăcea mult Funes, de exemplu, mi-a plăcut mult Bourvil, mi-a plăcut mult Fernandel, de care lumea aproape că nu mai știe și e păcat că erau absolut formidabili. La Funes, săracul, jumate de lume nici nu știe că se citește S-ul la final, așa că să mă calce da, pe mine pe toți nervii eu posibili. Eu și eu ziceam lui de Funes. Da, nu, e de Funes pentru că e de fapt dintr-o familie spaniolă, așa cum tot aud în loc de Charles Aznavour, au Charles, nu știu unde naiba Charles. Charles. E Charles, asta e, Charles Aznavour, da, 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 la Charles, frate, că vorba aia. Ați văzut da. La Setiem Companii? Da, 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 toate părțile, absolut toate părțile, da. Mă uitam da, da, cu da, tata da. Și cu mama m-a mai uitat, mm-hmm. Dar tata, eu am avut o problemă cu limba franceză. Franceză, știu. Am învățat-o, știam mm-hmm. perfect. Bine, și ai uitat-o. Și am uitat-o când a spus prim-ministru francez că toți românii sunt niște nespălați cerșetori sau ceva de genul. Și mai când, a zis, când a zis și Chirac că mai bine românii, mai bine își țineau gura, știu. Așa. Dar asta nu înseamnă că neapărat că nu ne iubesc, știi, da. Da, da, mă rog, e la limită, la da. Limită. Așa, și de obicei, da. În fine. E la limită. Și mă îndepărtasem... Da, dar limba n-are legătură cu... Știu, știu dar mi-a devenit eu fac, antipatică. Eu fac același lucru cu rusa și tocmai ieri au încercat unii să-mi demonstreze că da, mă, da, lasă, rusa înseamnă și toată literatura și toată aștia. Și așa, teatru. Și, exact, cum faci tu, exact cum faci tu cu franceza. Deci vezi, uite, aici, de-aia ne-am întâlnit ca să vedem cum se întâmplă. Eu ador franceza, deci... Na. Știu, știu, da, de asta da, n-am, da, n-am da. Vrut să vă zic, dar am da, zis da. Până. Aia, asta e. Dar noroc cu tata că asta, avea el și încă are pasiunea asta și pentru... Dar știi că e un muzeu, la Saint-Tropez e un muzeu da. Al poliției care de fapt a pornit de la chestia asta și mi se pare foarte nostimă. De la... De la lui de Funes. A, nu, de la toată seria. De la jandarm, mm-hmm. da. Că de-aia, de exemplu, până la urmă Chișu i-a zis 5 minute la filmul ăla și nu i-a mai zis jandarmul, că în capul lui jandarmul conotează doar cu o comedie, știi? Mm-hmm. Ceea ce e păcat, că eu cred că conotează cu multe altele jandarmul, da. Da. Filme SF? Niciodată. Lăsăm la o parte. Bine, am fost de curând într-un juriu SF la Dumbrăvița, unde a fost totul SF. Și a trebuit să văd foarte multe filme adică SF. Cum da. Totul SF? Nu, nu, a, că era festival de film SF. Deci era așa, okay. Nu, era am animație. Că s-au întâmplat niște nu, chestii. Nu, oricum s-au și întâmplat niște lucruri. Așa, no. Deci a fost animație SF, a fost... am înțeles și eu care e diferența între fiction și fantasy și, mă rog, tot felul de chestii, așa le înveți pe toate. Mm. Așa, cum mi s-a întâmplat când am fost în Noua Zeelandă și era un prieten bun de acolo care era mare fan al Stăpânului Danilor. Asta e, eu eram cu Harry Potter până atunci. M-am dus și pe... Ați fost, da, cu Harry Potter. Sunt în continuare, pentru că eu și eu fac vreș. Deci, da. Vedeți? Și bă. Să ferească Dumnezeu să-mi facă cineva un rău, că sigur și-și bușește mașina. Deci, să revenim. da? Sau să mă contrarieze cât de cât. Între multe altele se întâmplă ceva nasul. Și am venit cu mașina. Mă, asta este, încă nu mi-ai făcut nimic rău, deci te-ai scos. Să aduceți cafea. Așa, deci asta spun și acum am descoperit o grămadă de chestii și chiar am intrat în legătură cu un tip care a jucat și a făcut toate scenele de bătăi cu spada, deci de dueluri, din Urzeala Tronurilor. Băi, eram singura care nu văzusem Urzeala Tronurilor. Deci, n-am văzut. Dacă ne... cuie în casă înapoi, să știi că asta primul lucru, să nu mă sun că vreau să-mi văd Urzeala Tronurilor, că nu l-am văzut. Și m-am simțit super nasă și mai ales că era... Acum. Băi, deci toți ceilalți îl văzuseră și chiar se pare că e și o replică pe care s-a și spus-o la un moment dat, Milton ăsta, și care suna așa, cine este Dumnezeu? Dumnezeu unul singur, este moartea. Și ce trebuie să-i spui când ajungi în fața lui? Trebuie să-i spui nu azi. Not today. Și bă, m-am îngrozit și am zis, băi, dar ce urză la trunurile astea să fie al nebii? Adică stai vedeți un pic că din câte e profund. Auzit, da, băi, deci e groasă. E și profund și e, cu funduri goale. Mă rog, aici, mă rog, și cu înjurături care de sunt de, mă rog. De toate. Se taie pe HBO, capete. Fiind pe HBO, înțeleg că e mai puțin rău decât pe Netflix, unde se traduce totul crud, cruzim totale. Am văzut. Da. Și într-un fel am da. Apreciat, că așa e pe locuri. Da. Aia e pe locuri, așa, pe locuri. Da. Bine, acum toți știm, despre, dar oricum nu e același echivalent, știm foarte bine. Pe asta e, că nu aici e. Da. Da, un psihanalist să știi că n-ar fi foarte de partea voastră, apropo de echivalențe, deci eu zic să lăsați pe efort și să lăsați pe altul. Da, să revenim. Nu știu, nu mă... Așa, de un psihanalizat nu.
Da, o să vorbim și de psihanaliză la final. Așa. Japonezii. Mm-hmm. Japonezii, credeți că sunt tăticii filmelor de groază? Pentru că eu unul așa cred. Da, dar numai că ei au alte puncte de vedere față de filmul de groază. În primul rând că ei n-au frică de moarte, că de-aia au dat cu bomba la Hiroshima la ei, pentru că ei ziceau pentru împărat și bang, zbureau. Deci nu aveau chestia asta. Adică kamikaze la ei este clar. Și nu e doar un cocktail. Deci e foarte ambiguă chestia asta, pentru că ei neavând frică de moarte, e complicată. Dar au pe de altă parte, ei sunt altă planetă. Eu când am ajuns acolo, am avut senzația că merg înainte 1000 de ani și mă întorc înapoi 1000 de ani. Adică e cu totul și cu totul altă lume, adică fără să fie neapărat SF. Și fiind suficient de pregătită, pentru că la Cinematec erau multe filme japoneze pe care le-am tradus, că erau cu subtitluri englezești. Și eventual mi se așeza unul în față când eu trebuia să văd subtitlu și băteam în geam acolo să dea naibii la o parte, că nici ăla nu mâncase sticlă și... Așa, da, știi? Da, cred, poate să fie și de la ei, dar nu numai. Cred că e de fapt coșmarul nostru. Al tuturor, adică fiecare dintre noi are și coșmarul. Mă iertați, dar eu n-am avut niciun coșmar cu o fată care își întoarce capul 360 de grade și după aia își dă mâinile așa și merge pe pereți. Da, și tu crezi că ei au avut, da, nu știu, abar n-am. Eu cred că și sakeul ăla, eu știu că așa, că sushi e ok, dar de la sake poate, nu știu, n-am idee. Da, nu-i ca absintul totuși. Da. E, mă rog, dar la absint mai mult orbești, nu neapărat restul, știi? Neadevărat. E și, da, bun. Potențator. Da, ok, de coșmaruri. De imaginație. Da, depinde de care imaginație, pozitivă sau negativă. Pe Van Gogh, de la absint. Da, păi de la absint, știu, da. N-am mai vrut să audă în dreapta. Mai acum ne-a vrut să audă, nu e chiar așa, că se pare că avea și el tot vertij menier, ca și Matale, ca să zic așa, și ăla este o chestie a urechii interne și dacă faci o criză, e o durere atât de puternică, că ai impresia că dacă ai tăiat, nu te mai durea, asta e tot. Da, lucrurile sigur că la el au degenerat pentru că mai era și absintul, la ăștia, la noi mai puțin. Da. Dar i-a dat posibilitatea să vadă o lume paralelă și pe alocuri foarte frumoasă. Absolut. Așa că, da. Credeți că un adolescent ar mai sta în ziua de azi în cinema să vadă Andrei Rubliov? Care are 3 ore, cât are? 3 ore? Depinde cât de pregătit e adolescentul ăla. Cum n-am făcut mare lucru până în școli ca să înțeleagă ce-i cu Andrei Rubliov, n-au înțeles cum se închideau bisericile, cum n-aveai voie să mergi la biserică, cum nu să stai la coadă la Sfânta Paraschiva, ca acum, adică nu se punea problema. Dacă ai înțelege, mai ales că atunci era și o formă de protest și ce înseamnă o credință fără să fie o exagerare nici într-o parte, nici într-alta, atunci sigur că ar putea să stea, dar pe de altă parte, marea mea deziluzie a fost la Tiffany ăsta când la filmul Fellini au stat strict până la Dolce Vita, au stat strict până la scena cu fântâna, care din păcate e destul de aproape față de început, deci n-au rezistat 2 ore jumate. Și acolo mi s-a părut trist, deci vezi, asta este. Și chiar culmea este că la începutul anului, pentru că e anul Fellini, 100 de ani de la nașterea lui, de la facultate, de la secție de italiană, m-au rugat să răspund la niște întrebări și chiar asta m-au întrebat, dacă oare lumea, tinerii mai știu de Fellini, de Antonioni, de Visconti, dacă funcționează. Și eu am zis, da, sigur că da. Am răspuns greșit. Dar, din nou, cred că dacă ar fi cu niște explicații, atunci ar fi cu totul altceva. Ar înțelege niște lucruri, dar trebuie să înțelege o lume. Ori acum, tentația de superficialitate e mai mare ca niciodată. Și să-ți explici de ce, nu neapărat dintr-o reavoință, dar vin prea multe informații din prea multe direcții și nu mai reușim să le prindem. Știți, ca picăturile de ploaie, multe, multe, multe și ții și așa, dar câte în cap aici? Da, dacă e un student la film, ar trebui să vadă, nu? Acolo, da. Acolo, categoric. Dar acolo, în principiu, ar trebui să știe. Dar eu m-am trezit cu mulți care au fost studenți la film și nu știau, n-au zis de, știu eu, de
totul despre Eva, sau deși făceau și actorie de teatru, deci automat ar fi trebuit să știe măcar din punctul ăsta de vedere, sau de n-auzit de Cu sufletul la gură, sau n-auzit, adică sunt foarte multe lucruri, sau mi-aduc aminte între primele călătorii la Cannes și n-am să vă spun cine, dar n-au zis era de Bergman, deci Cristi Puiu. Nu era un actor. Nu era un actor. Cristi Puiu. Nu, nu, încă nu era un actor. Că s-a întâmplat chestia asta, încă nu era actor. Da. Și era Liv Ullmann și zice, și mă rog, cine-i Liv Ullmann? Știi? Asta. Ce ați învățat? Ce a rămas important de la domnul Sucheanu? De la domnul Sucheanu, pasiune. Să nu te plictisești niciodată, să nu fii superficial, să cauți fiecare lucru în parte, să cauți cât mai multe detalii despre fiecare lucru în parte, să încerci să ai un vocabular cât mai vast, să încerci să amesteci toate limbile pe care le știi fără să faci pe nebunul. Și mai ales, cred că cel mai tare, să găsești, cum spunea el, nestemata cinematografică, adică în orice film, oricât de îngrozitor ar fi, oricât de tare nu ți-ar fi plăcut, să găsești nestemata aia cinematografică. Și dacă ai găsit-o, ești un om fericit și după aia, prin translare, acela lucru se întâmplă și în viața de toate zile. Oricât de rău ar fi și așa, sau orice, știu eu, e o perioadă mai dificilă, e mai greu, e mai... Da, uite, ne-am văzut. Asta e nestemata mea cinematografică, da? Sau mă duc la Muzeul Literaturii și prind un film. E altă nestemata cinematografică. Chit că vin puțin să vadă filmul, nu e important. Aia care vin, află niște lucruri noi și la rândul lor poate le spun mai departe sau în ziua aia se gândesc la altceva. Știi, aia, asta am învățat de la el. Și păstrez și încerc să dau mai departe. Și el dădea, era extrem de generos. Extrem de generos. Foarte frumos. Și de la domnul Tudor Caranfil? De la Tudor Caranfil am învățat să fiu ironică. Ați învățat sau ați avut întotdeauna? Am avut într-adevăr, dar odată în plus. V-ați desăvârșit ironia. Da, și mai mult decât atâta, să nu spun niciodată despre un film că e interesant. Că dacă spui că e interesant, e clar că habar n-ai nici ce e în el, nici, e doar de fapt o modalitate de a te eschiva, să nu spui ceva. Cum de fac politicieni. Exact. Nu, eu sunt de principiu că dacă ceva nu mi-a plăcut, de principiu să spun. De curând am avut ocazia că tocmai eram la Iași, într-o piață plină și m-au scos în față exact după un film care nu mi-a plăcut absolut deloc. Am sperat să nu mă scoată în față. Toată lumea a râs, toată lumea a fost foarte încântată și am zis asta este, sunt o minoritară absolută. Este un film în care își bag joc de nunți, îmi pare rău, nu funcționez. Asta este, mă bucur că ați râs. Nunta mută! Nu era nunta mută. Nu. Așa. Și era Romanian Tradition și era un prim scurt metraj și ce m-a întristat foarte tare este că personajul care l-a făcut are foarte mult umor în viața de toate zile și zic, uite, ăsta era un banc minunat dacă îl puneai în film și ăsta era un banc. De ce să-mi faci o seară grotescă? Dar ce e mai trist e că au râs toți de toate generațiile. Și adică nu-mi place să fiu minoritară, îți spun sincer, adică preferam să mă bucur și eu cu ei, ori n-am putut să... Era filmul Bartoș, n-am putut să mă bucur cu ei și altfel poate să facă niște bancuri geniale, dar merge pe cele mai groase și m-a durut sufletul. Asta a fost. Și, dar n-am putut să ies în față și să zic, păi nu, cu toată lumea am zis. A spus păi cu toată lumea? Asta e, n-am mai avut. Felicitări. N-am mai avut ce să mai fac. Asta e, nu, pentru că o singură dată dacă aș trișa, e ca la ghicit un cafea. Dacă aș vrea să spun ce ai vrea tu să văd în cafea, mi se ia harul. Și nu vreau să mi se ia harul de a mă bucura de film. Deci chiar ghiciți în cafea? Ei, așa un pic. Să duceți o ceașcă. Cu mulți zați. Cu mulți zați. A, da, asta n-au zați, de fapt. N-au, păi tocmai de aia l-am lăsat să zică. O cafea da, turcească? Na, da, nu. N-avem. 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 Ai văzut? Știm. Separați în mintea dumneavoastră artistul de om? Nu, mi este imposibil. Păi și în același timp, de exemplu, cu Alain Delon,
din câte am înțeles, a avut niște declarații, din câte am văzut, a avut niște declarații care l-au pus sub... Nu, l-au pus niște muieri sub. El a zis că a pălmuit la viața lui femei. Eh, da, și? Și că... Nu știm dacă în filme sau în afara filme. El a zis că în viața de zi cu zi. De vreme ce a zis-o înseamnă că îi pare rău. Sunt foarte subiective. Nu părea sunt foarte subiective. Rău. Deci nu. Părea chiar... că a fost o chestie reciprocă. Nu, cred că a fost, de fapt a fost o cabală împotriva lui când i-au dat la Cannes. Au tot sperat că da, cu Cannes, dacă ies în fază. Era tot în perioada asta nenorocită de Me Too. Bine da, că s-a terminat, a venit asta la altă cu N-word, ca să mă exprim așa, da. Da, Black. Black Lives. Lives Matters. Și, cum zicea cineva aseară, cu Alma Mater în loc de Alma Mater. Așa. Alma Matters. Așa. Și au vrut foarte tare muierile astea, care probabil că au jinduit după el toată viața, să-l blocheze. Părerea mea. Eu așa am interpretat, am zis, eu sunt foarte subiectivă, nu sunt cel mai bun exemplu, să știi. El fiind un drag și fiind actorul preferat al celei mai bune prietene ale mele, deci iese din discuție. Și mai mult decât atât, când a venit să-și ia Pandorul, absolut toți, la intrare, am primit o insignă pe care scria Star. Și pe care din când în când o pun așa, ca să enervez pe toată lumea, ce bă, asta se crede star. Nu. El a zis așa, adevăratul star e publicul, iar eu mă simt public. Atâta tot, restul e doar o întâmplare, nimic mai mult. Eu mă simt public și vreau să vă filme, asta e tot ce mă interesează. Hmm. Da. Deci, de aia, sunt foarte subiectivă. Sunt, de exemplu, nu o să-l izolez nici pe Woody Allen și acolo mi se pare altă măgărie a lui Mia Farrow. Adică unde cu am eu... Chaplin e aceeași chestie. Chaplin e mai puțin simpatic, dar prefer da? Păstan și Brand. Da, da, categorie. Așa. Ca om sau ca artist? Ca de toate. Ca de toate. Adică, da, adică faptul că Onil a murit mai repede din cauza că i-a luat-o pe fisa de nevastă, nu pot să-l iert pentru chestia asta. Am și eu ale mele, așa. Ți-am zis, sunt foarte subiectivă. Pe de altă parte, chestia cu Polanski, aia și-a retras între timp, a terminat. El a făcut un film, se pare extraordinar, pe care, din păcate, nu l-am văzut, despre afacerea Dreyfus, care a luat o grămadă de Cezaruri. S-a desființat Academia Cezarurilor, pentru că toți au zis, de ce a luat ăsta premiul? Păi, dar cine l-a votat? L-am votat eu? Stăia care stă în Academie. Deci ei au votat și după aia s-au autodesființat pe principiu că nu trebuia să iau ăsta premiul. Nu? Adică, până unde, știi? Acolo nu mi se pare. Pe de altă parte, uite, de exemplu, la Tarantino m-a deranjat foarte tare că s-a legat. La Tarantino m-a deranjat foarte tare că s-a legat de Bruce Lee. Bruce Lee e mort, nu se mai poate apăra. Deci nu mi se pare în regulă. Mirat, în judecată, fisa între timp, e în regulă. Deci nu, sunt lucruri care nu se fac. E o chestie de... Sigur, era foarte mișto că l-a ridiculizat, într-adevăr. Sigur, îți da. Iese bancul ăla extraordinar, vii, da, cu Brad Pitt, care ia și Oscarul numai pentru replica aia și merita Oscarul, știm chestia asta. Dar nu în felul ăsta, adică poți să fii... Știu că mi-aduc aminte, aceeași chestie mi s-a întâmplat la Naia Caranfil, pe care altfel l-ador, cu Filantropica și așa, mi s-a întâmplat la Restul e tăcere, când l-a ridiculizat pe Carol I și de fapt a construit totul doar ca vizante să zică regizorul e rege. Dar nu așa se construiești și el e mult prea deștept ca să nu... Dar era o antipatie a lui față de Carol I. Asta este, dar știi... Păi, cred că același lucru a fost și la Tarantino. Absolut, din câte am sigur citit că... după aia. Păi, era o antipatie a lui că niciodată, îmi pare rău, dar Tarantino nu o să fie la fel de celebru ca ăla care e mort de acum 40 de ani. Asta este, ca Bruce Lee, pentru că e alt public. E cu totul alt public, depinde la ce public vrei să ajungi. Deci, concentrează, vrei să ajungi la ăștia cu caftel, ajungi la ăștia cu caftel, vrei să ajungi la ceilalți, asta e. Da. Dacă știu că dumneavoastră militați pentru redeschiderea sau deschiderea mai multor cinemauri și ca să înțeleagă toată lumea, e vorba de cinemaul comparativ cu ce e în mall e diferit. Exact cum a zis și dumneavoastră, o diferență majoră pe care probabil oamenii n-au cum să o... oamenii care nu sunt oamenii civili
nu vor putea percepe ca o diferență majoră aia cu floricelele, că la cinemauri, la anumite cinemauri nu se vând floricele, în mall, exact cum zicea și noastră, dai mai mult pe nachos floricele decât pe un bilet. Da, e foarte adevărat, dar e alt sentiment într-un cinema mai mic. E un anumit tip de intimitate, chiar și la distanță, așa cum e acum. Am văzut cum au făcut la Institutul Francez, de exemplu. Și e, nu știu dacă neapărat atunci când mergi la mall poți să faci o declarație de dragoste. Păcând într-un cinema mai mic, da, și știu foarte multe cupluri, de exemplu, care au pornit dintr-un cinema mai mic. De exemplu, cum e primarul de la Buzău, și m-a bucurat foarte tare că l-au reales, chiar dacă nu neapărat nu era partidul meu preferat, dar pentru că știam că el a promis care face cinemaul de acolo, că acolo a cunoscut-o pe nevastă sa. Deci, vezi, apropo de subiectivă, sunt foarte subiectivă, știu, nu o să mă mai schimb dacă înainte e târziu. Deci, da, asta... Dar nici nu trebuie nu, să fiți. Nu, nici nu. Deci, cinemaul ăsta mic e cu totul, și peste tot în lumea asta există un cinema, dacă vrei, de cartier, un cinema mai sentimental, mai romantic, mai... Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe sălile alelalte. Ele conviețuiesc, nu e, n-are nicio legătură una cu alta, știi? E ca atunci când primești un trandafir sau un coș de trandafir. E același lucru. Te bucuri la fel de tare. Dar credeți că se vor umple cinemaurile dacă... Bun, deci se reușește până la urmă, se redeschid, La un moment dat, da. Deocamdată e frica mult prea mare. Dar să știi că am fost în toată perioada asta, am fost așa, am fost la cinema, la Brăila, Timișoara, la moluri. La Brăila, la Timișoara, la Suceava și la Iași. Deci în afară de festivalurile pe unde am bântuit, m-am dus și la cinema. Cam 14-16 oameni erau în sală. Dar nici înainte nu erau foarte mulți în sală, în afară de blockbustere și premiere. De premiere, unde știm bine că se intră pe gratis, da? La premiere? Serios? Aia pentru presă nu plătim totuși, da. Da. Aia sunt avantpremierele, ce spui tu, acolo e altceva, da. Dar că e ideea asta, să vezi ce n-a văzut încă Parisul, știi? Adică să vezi, să citești să ziarul special, de mâine. Domnule, da. Să citești ziarul de mâine. Da, să citești exact ziarul de mâine, da. Dar, da, altfel, da, eu casa mea vreau să mă transform într-un cinema, așa că sigur că acum este la propriu un prodomo tot punctul meu de vedere. Dar asta cred, că există. Și uite, de exemplu, la Brăila, pentru că cinematograful încă nu se putea intra în cinema când am fost eu acum vreo lună și ceva, s-a întâmplat totul într-un restaurant și erau două ecrane, exact cum au pus la Institutul Francez afară. Știi? Nu știu că n-au fost. Vezi? L-am prins. Și aveam privirea pierdută, eu așa? Eu zic că ai grijă de farul ăla. Asta vreau să zic. Vezi că măcar un far s-ar putea să spargă. Așa. Și unde tot așa era cu două ecrane și era, te simțeai ca la Globurile de Aur, știi? Că puteai să stai la masă și să vezi și filmul în același timp, știi? E altceva. Dar îți spun, una nu exclude pe cealaltă și eu cred că o să umple la loc. Pentru că dacă nu se umple la loc, înseamnă că o să mai piară o lume. Și așa s-a spus și când a apărut televiziunea, că nu se mai meargă lumea, și când a apărut HBO și după aia Netflix și așa mai. Da, nu. Dar eu așa vedeam în mintea mea, că acum și lucrez cu Matei, abia am terminat, a terminat Andrei Huțuleac, de fapt, de regizat Copacul Dorințelor. În care jucăm amândoi, da? Așa. Da. Și care e un film caritabil, trebuie să spunem, să știe lumea, și s-ar putea să apară, Doamne ajută, de Paște. De Paște, da, așa a rămas, da. Și acum ne apucăm de treabă la Team Building, care va fi un film comercial. Dar cred că poate să fie bine, da. În care o să înjurăm. Așa, bine, așa. Ok, bun. Și, dar eu mă gândeam fără așa... Fără bipuri sau cu bipuri? Așa, nu știu, întreb. Când știu. O să veniți dumneavoastră, o să fie cu bipuri. Ok, adică tu ești în sală și faci pip, pip, pip. Exact, okay, o să așa. Stau în așa. Spatele dumneavoastră chitit, acolo. Așa, chitit, bun, ok. Și o să așa. Încerc să fiu stereo la da, bipuri. Da, așa. Și mă gândeam, eu așa aveam în minte, că o să reușim în sfârșit să aducem lumea, că din ce am observat, oamenii nu prea merg la filme de festivaluri. Corect, așa este, aici ai dreptate. Prin urmare, mă gândeam că dacă reușim prin filmele astea comerciale să aducem aminte oamenilor că ar trebui să vină în masă să vadă un film românesc,
poate din filmul ăla comercial, că poate nu le-a plăcut sau le-a plăcut atât de mult, încât zic să vadă... Hai să mai vedem încă unul. Exact. Apoi asta este. Pofta vine mâncând. Știm asta. Și de asta când nu suntem la regim. Da. De asta mă gând niciodată. De asta mă gândeam și când suntem, nu suntem la regim. De asta mă gândeam că dacă reușim să umplem cinemaurile astea de mall-uri... Da, categorie. Păi adă-ți aminte ce a fost cu Five Gangs, care era de Crăciun și au trebuit să scoată filmele din alte două săli, chiar în mall-ul de vis-a-vis de casa lui Arghezi, de care tocmai, deci care nu e un mall central. Au scos filmele încă din două săli, deci au dat în trei săli deodată că atâta lume venise. Deci asta e. Da, e, trebuie să știi rețeta fericirii, ca să zic. Deci vi se pare logic ce zic, da, eu. Absolut, da. Și am văzut că Doamne funcționează. Da, da, da. Bun. Acum vreau să schimbăm un pic subiectul. Cum reacționați la turbulențe? Ce înțelegi prin turbulențe? În avion. A, nu, eu... Știu. Da, nu, mie cum îmi place. Reacționați? Perfect! Păi dacă nu e nicio turbulență, e o plictiseală. Ca și în viață. Uitați-vă în ochii mei și spuneți-mi sincer. Când sunt turbulențele alea de avionul ăla mic. Da. Nu, nu aveți cum să spuneți asta. Când e avionul ăla mic, de merge până la Cluj. Da, da. Sau până în Chișinău. Haideți să o luăm așa. Da, să știi că și în America face așa. Da. Aia, da, așa. Da, da, da. E cel mai mișto. Pentru că dacă merge așa, e impresia că stă pe loc. Și mor de plictiseală. Păi și nu mai bine stă pe loc și ajungi cu inima liniștită. Păi nu, tocmai că ajungi foarte bine. Păi ai o senzație tare. Tocmai voi să nu așteptăm. Dar n-avem atâtea senzații tari cu atenție ca de tencuiala și cu toate pericolele astea care ne pândesc. Nu, senzația aia este extraordinară. Așa, chiar sunt fluturi în stomac. Mamă, chiar sunt fluturi în stomac, dar nu se ia buni. Depinde. E în funcție de fiecare. E în funcție de fiecare. La mine înjură fluturile, nu mai avem mult și terminăm. Cum v-ați liniștit prima oară când ați avut un atac de panică? Am spus un tatăl nostru. Uh-huh. Și mi-a trecut. Atacul de panică a fost așa, eram cu mâna în gips. Și am avut senzația că trebuie să scot gipsul ăla de pe mine. Neapărat trebuie să scot gipsul ăla. Eram singură pe casă, așa, m-am învârtit pe casă. L-aveți de mult timp? De câteva zile, dar eu am obsesia ta că sunt că lucruri, că am diverse lucruri pe mine pe care nu le pot scoate. Și mi s-a explicat pentru că mama s-a chinuit cu mine o zi jumate ca să mă ducă pe lume, o să rămână chestia asta toată viața. Regu. Sau, de exemplu, nu port cizme, numai pantofi, pentru că am senzația că mă sufocă, știi? Nu stau decât la cap de rând, nu vreau să stea nimeni pe lângă mine, e pentru mine ideal acum. La mine în hol scrie de 3 ani pupatul oprit, adică așa. Bun. Și am avut senzația asta, dar ce a fost foarte tulburător este că după o zi m-a sunat un tip care e clar văzător și care mi-a zis, băi, aseară, azi noapte ai trecut pe lângă ceva foarte periculos. Și eu am zis, ai bai, văzut la televizor că-s cu mâna în gips și așa, știi? Și după aia mi-am dat seama că driver, eu trecusem pentru o criză de panică, nici n-am conștientizat că era o criză de panică, pentru că nu trăisem niciodată așa ceva și mi-am dat seama că săracul avea dreptate și am trimis un mesaj și mi-am cerut scuze că am zis, da, ai avut dreptate. Pentru că în imaginea lui era mâna cealaltă decât aia pe care aveam eu ruptă. Nu mă văzuse la televizor. Era în oglindă. Da, era în oglindă, pentru că chiar simțise că ăștia așa care din când în când mai avem clar viziuni. Extra. Deci cum spuneam, deci Nostradamus a murit la 63 de ani. Ea 63 jumate. Deci de acum încolo nu mai credeți pe Nostradamus, numai pe mine. Deci o să treacă COVID, o să ne întoarcem în săli, o să fim normali și poate o să fim și mai buni. Asta pentru că sunt optimistă. Asta cred că e de la optimism, nu clar viziune. Da, dacă se întâmplă așa. Cum se alătură psihanaliza filmului? Cum alăturați noi astfel, de fapt, psihanaliza filmului? Prin Bertolucci. Pentru că de la el am învățat primul lucru. El s-a dus la psihanalist fără să aibă o depresie, ci ca să facă niște filme mai bune. Așa a început să fie festivalul de la Londra și pe care l-am adus și noi aici. Și atunci fiecare film în parte poate fi explicat și de un psihanalist care vede cu totul altceva decât vedem noi în filmul ăla. Și cred că e o deschidere foarte mare, că de fapt oricum fiecare dintre noi vede altceva în filmul ăla. Absolut, fiecare dintre noi. Fiecare spectator absolut, treacă fiecare, cu altă părere. Da. Sunt doar câteva puncte comune, dar foarte puține. Plus că, așa cum spunea din nou Sucheanu, ca să închei cu el, el spunea că întotdeauna există și povestea bis. Deci după ce s-a terminat filmul, te duci tu acasă și îți faci finalul pe care îl vrei tu. La mine e cu happy end. Și ultima întrebare, pentru că așa se încheie de obicei podcastul, vreau să vă întreb dacă există Dumnezeu. Da. Da, și este sigur
Cinefil. Pe câte filme avem în jurul nostru? A fost o gură de aer, sincer, și vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit. Și eu mulțumesc. Și onoare, absolut. Gata. Onoare. Ne punem masca la loc. Gata. Gata. Măști on, mask on. Mask on, mask on.